În acest an, sărbătorile de iarnă au fost mai fericite și mai dulci pentru copiii plasați în orfelinatul din Drobeta Turnu-Severin. Organizația Pensionarilor Social-Democrații din municipiul nostru a împărțit plase cu bunătăți acestor micuți. Copiii străzii nu au fost uitați nici anul acesta de Organizația Pensionarilor Social-Democrați. În prag de sărbători, aceștia au dorit să le ofere micuților un moment de bucurie, aducându-le câte o plăsuță cu bunătăți. Organizația de pensionari PSD din Drobeta Turnu-Severin a gândit ca să facem și noi un cadou de sărbători copilașilor care sunt mai năpăstuiți de soartă și au probleme mai grele de familie. Și ne-am gândit cu toții, pensionarii noștri, am strâns bani și am făcut niște plăsuțe ca să putem să le oferim o bucurie. Întotdeauna organizația noastră, în fiecare an de sărbători, a fost alături atât de copii cât și de bătrâni, centrele de bătrâni din județ. Organizația Pensionarilor Social-Democrați desfășoară astfel de acțiuni anual. Crăciunul este despre fericire și fiecare persoană merită să se bucure de sărbătorile de iarnă. Noi, Asociația de Pensionari, PSD, ne-am gândit să ajutăm acești copii nevoiași care sunt în acest adăpost din poate puținul nostru sau prea multul nostru să oferim și noi pentru toți copiii necăjit în prag de sărbători. Sfânta sărbătoare a Crăciunului este ca să facem bucurii, fericiri, este nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să fim mai buni, iertători și să ajutăm pe cei nevoiași de acolo, din multul sau prea puținul nostru. Aceștia nu oferă doar plăsuțe cu bunătăți, ci împart magia Crăciunului. Ne-am gândit cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în special în Moș Crăciun, că de Moș Crăciun de obicei să primesc darurile pentru copii, să facem și noi un mic cadou, după posibilitățile noastre, pentru copiii nevoiași care sunt cu probleme. Faceți anual astfel de acțiuni? Facem anual asemenea acțiuni, facem și la căminele de bătrâni, la Ilovăț, la Șișești, la Gurabăi am fost. Deci în fiecare an noi facem asemenea acțiuni. Acțiunea caritabilă a continuat și la maternitatea din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Crăciunul este o ocazie potrivită să fim mai empatici și mai generoși, la fel cum o face de fiecare dată Organizația Pensionarilor Social-Democrați.